69 de rectori din România au fost prezenți la Craiova, unde au fost dezbătute mai multe probleme ale universităților. În cadrul Consiliului Național al Rectorilor s-a discutat mult despre formarea cadrelor didactice. În învățământul superior ne plângem că ne vin absolvenți de liceu insuficient pregătiți, iar în liceu se spune că formarea acestor absolvenți de liceu este făcută cu profesori formați în universitățile românești. Deci este un cerc vicios care trebuie întrerupt. Deci s-a discutat rolul universităților în formarea cadrelor didactice, care, la rândul lor, predau nu numai învățământul superior, ci mai cu seamă în învățământul preuniversitar. Odată cu reclasificarea universităților de anul viitor, finanțarea acestora se va face pe baza unor indicatori de calitate. În urma solicitării Consiliului Național al Rectorilor, toată această finanțare suplimentară va fi pe indicatori de calitate. Indicatori de calitate pe care universitățile îi raportează, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior verifică acești indicatori și aceste sume vor fi repartizate pe baza datelor raportate de universități. O temă intens abordată a fost și adaptarea școlarizării la cerințele de pe piața muncii. Conducerea Universității din Craiova spune că a acordat o mare atenție acestui aspect. 250 de locuri au fost relocate de la alte facultăți, alte domenii și duse către domeniul IT. De aceea și avem parteneri importanți din mediul economic, 150.000 de euro burse private anul trecut de la agenții economici pentru studenți. Pentru studenții IT-ști am făcut două grupe de elită, pro-elit se numesc, 60 de studenți lucrează la INCESA pe contracte de cercetare. La Consiliul Național al Rectorilor, organizat pentru prima dată la Craiova, au fost prezenți 54 de rectori de la cele 55 de universități publice din România și 15 rectori de la universități private.